Deci, haideți să-i binecuvântăm pe acești oameni, măriți să fie pe Domnul, ne ridicăm pentru momentul acesta. Vrem să spun că ungerea Duhului din Dumnezeu prin fiecare voce, prin fiecare instrument, aleluia, ca să fie înălțat împăratul slavei, ca să fie binecuvântat numele lui Dumnezeu și El să ne binecuvânteze, El din Sion care a făcut cerurile și pământul, marea și uscatul și zboară apă lor binecuvântat să fie împărat Domnului. Dacă te binecuvântăm în numele Tău, acești frații noștri, acești cântăreți care stau înaintea bisericii Tale, Doamne, Tu ai cântuit prin cuvântul Tău ca ei să meargă în frunte.
copii și fiice al lui Dumnezeu, prin faptul că noi cântăm să domnească El în noastre, pentru că vrem că El să domnească în familiile noastre, pentru că vrem că El să domnească în orașul acesta și în țara aceasta, pentru că vrem domnia Lui pentru veșnicii, pe slavă și mulțumire lui Dumnezeu. Glorie și slavă lui Thank you.
puterea slavei tale, în frumusețea strălucirea lumilor create în noi, de nedescris de tine prin cuvântul tău. Ceea ce ești și apare de tine nu este un alt Dumnezeu binecuvântat să-L împlătăm. Binecuvintează, Doamne, sufletele noastre și fă ca așa cum în clipele acestea ne place atingerea ta, ne place pacea ta, ne place, Doamne, lumina ta. Să dorim mai mult și dorim mai mult să trăim în această relație cu tine, dorindu-te pe tine și tot ceea ce vine de la tine și prin tine pentru viețile noastre. Fii binecuvântat în mijlocul nostru. Glorie și slavă și mărire veșnică. Lăudați să fie Domnul împăratul slavei. Aș vrea, dragii mei, să vă încurajez în momentul acesta, stând în rugăciune. Și vreau să mă asigur că noi toți înțelegem că este prietnic să ne rugăm și să aducem lui Dumnezeu mulțumirea noastră și recunoștința pentru ceea ce suntem prin harul Său. Nu vrem să fim oameni lipsiți de înțelegerea și de acest simț pe care trebuie să ne exprimăm cu recunoștință înaintea lui Dumnezeu, ci pentru că ești în casa lui Dumnezeu. Este un merit al jertfei lui Iisus Hristos de la Golgota. Pentru că ești o făptură nouă, este un merit al Sângelui Sfânt care ne-a răscumpărat. Dumnezeu ne-a răscumpărat din toate neamurile, din toate semințile, ca să fim un popor al Lui, să fim pentru totdeauna. Deci iar, vreau să te încurajez. Bucuria care vine prin Duhul lui Dumnezeu, nu fie inima ta exprimă printr-o rugăciune. Și fie ca momentul acesta să fie un moment al rugăciunii pentru noi toți care suntem în casa lui Dumnezeu. În prezența ta, Doamne, în mijlocul poporului tău, care promis că vine. Tată bun, e ca ochii tuturor să se deschidă, ochii inimii, ochii minții, ca să te poată vedea, ca să te poată percepe mai clar și mai puternic ca oricând în acum avaliați. Ești atât de real și totodată atât de mare este Dumnezeu nostru, care te-ai convocat la noi. Lăutați să fie mărătăva, lăutați să fie mărătăva, lăutați să fie mărătăva. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ești și de multe ce sfânt ne cercetează. Prezența Domnului Duce Sfânt este minunată, este reală, este aici pentru fiecare dintre noi, ca să-ți înțelegem iubirea ta tot mai mult, ca să-ți înțelegem inima ta, ca să ne placă și să interpretăm cu trăirea ta. Lăudați să fie împărătău și slavă, lăudați să fie împărătău și slavă, binecuvintează Dumnezeu copilor tăi. Dați slavă lui Dumnezeu și mulțumim pentru Dumnezeu. Măriți să fie împărătău în lume. Măriți să fie Sfântul Israel, amin. Gloria lui Iisus, El este aproape de tine, de inima ta. El este Domnul și Duhul Lui este nou în această zi, în această zi. Gloria și slavă, gloria și slavă. Îmi place să vă încurajez, să ridicați-vă în mâine spre Domnul. Lăsați ca binecuvântarea lui Dumnezeu, lăsați ca atingerea binecuvântată lui Dumnezeu să vă fie atât de perceptibilă mâinilor în care noi primim și dăm, dar e momentul să primim, să li se primim. Când Dumnezeu își închide mâna către noi, în mâna lui Dumnezeu este întotdeauna binecuvântare. Mâna lui Dumnezeu înseamnă întotdeauna ajutor. Mâna lui Dumnezeu înseamnă întotdeauna izbăvire. Mâna lui Dumnezeu se întinde ca să te ridice, să te ducă la un nou nivel spiritual, să te scoată din orice fel de stare, de depresie, de îngrijorare, de temere. Mâna lui Dumnezeu este tot puternică. Măriți să fie mâna Domnului. Brațul lui Dumnezeu se întinde. Mâna lui Dumnezeu te atinge. Glorie și slavă. Lăudați să fie mâna Domnului. Atinge Duhul Sfânt și mâna lui Dumnezeu. Prezența Divină fi binecuvântată. Cum Sfânt și mâna. Doamne, îți mulțumim că Tu ești Tatăl nostru care ne binecuvântă.
pentru a fi o vorbă. Doamne, vorbește inimilor, vorbește-le în taină, vorbește-le în modul în care Tu găsești în cale. Dar vorbește, Doamne, pentru că avem nevoie de cuvintele care sunt din gura Ta. Aleluia, 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 ale
Îți mulțumim că ne primești și ne-ai primit în această dimineață. Îți mulțumim că ne-ai înconjurat cu bunătatea Ta. Îți mulțumim, Doamne, căci Duhul Tău cel Sfânt ne cercetează. Îți mulțumim că suntem în grija Ta extraordinar de mare. Binecuvântăm numele Tău pentru că ne porți în capul Tău de biruință și ne porți zilnic o verde lăudat să fie numele Tău. Doamne, Te iubim din inimă, tăria noastră. Și sufletele noastre Te laudă cu mulțumire. Noi spunem binecuvântat să fie Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacob. Binecuvântat să fie numele Tău între popoare. Binecuvântat să fie din veșnicie în veșnicie. Noi copiii Tăi ne scumpărați cu sângele Sfânt al Mielului, care ne odihnim la umbra aripilor Tale în această zi. Vrem să-ți dăm sărutare. Aleluia, Iisus, glorie și Duh Sfântul de viață, umplă-ne Duhul Sfânt, revitalizează-ne Duhul Sfânt, ca să fim roditori, să purtăm într-un mod permanent roada Ta, în orice loc, în orice împrejurare, lăudați să fie Duhul Tău, trăiește în nome Iisus. Fii totul în noi, în viețile noastre, și noi îți mulțumim și binecuvântăm numele Tău. Pentru dragostea Ta.